Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Săgetător pentru octombrie 2019. Am amestecat cărțile să intru direct în subiect. Și din setul acesta de cărți a vrut să se arate 7 de monede. Probabil că trebuie să vă gândiți, unii dintre voi, foarte atent în ce investiți, cum să vă puneți banii la bancă. Analizați eventual vreo 7 ani de muncă, 7 ani de investiții într-o relație, într-un job. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de pământ. Dacă nu, este o latură a voastră pământeană pe care trebuie să o recercetați. Posibil sunteți obosiți după munca depusă și vă gândiți dacă mai depuneți eforturi în direcția respectivă sau începeți un nou proiect, o nouă relație, un nou job în altă parte, în cartea la loc. La capătul acestui set de cărți aveți de-a face și cu un semn de apă sau poate aveți planete în semn de apă, e o regină de cupe. 8 de monede, valetul, probabil că munciți pentru un copil în semn de foc, 8 de monede și valetul de bâte. Sau un proiect la locul de muncă se ivește. Oricum, la capătul acestui set de cărți aveți lumea, deci încheiere de capitol și început de capitol, dar capitol, nu ciclu, nu perioadă scurtă de timp. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un semn fix la mare distanță. Sau alții, că tot e Jupiter, pe lângă soarele vostru, călătoriți la mare distanță, peste hotare, sau învățați niște lucruri. E lecția bună a lui Saturn. M-am amestecat cărțile, le voi tăia în curând. Dar vreau să vă mai arăt mesajele de la îngeri. De obicei le pun după etalare, dar vreau să vă arăt înainte. Aveți mesajul. Acordați o șansă dragostei. Și sunt doi îndrăgostiți într-o barcă care plutește pe ape destul de tulburi, dar în depărtare se vede un curcubeu, se vede un portal. Trebuie să treceți prin acest portal, ori voi, către să vă întâlniți cu perechea voastră ideală, cu sufletul vostru acela potrivit către care toți ne îndreptăm acum la sfârșit de an, în pregătire pentru anul care vine. Sau dacă sunteți cu cineva, trebuie să mai rezistați prin problemele prin care treceți și veți intra într-o perioadă mai bună. Se zice că atunci când iubești, viața ți se schimbă definitiv. Sunt foarte multe premii pe care, premii, în fine, câștiguri pe care le primim de la Univers în momentul în care iubim deschis, arătăm dragoste, apreciere, ajutor față de ceilalți și în felul acesta ne creăm noi înșine un univers de fapte bune și uite așa se începe să se contureze o matcă plină de dragoste pe care o putem manifesta în continuare. Posibil pentru unii dintre voi care nu sunteți într-o relație, să vă apropiați de această relație. Și haideți să vă arăt, dacă faceți fapte bune, evident, să vă arăt ce aveți la capătul acestui set de cărți. Dragoste adevărată! Dragoste adevărată! S-a arătat de câteva ori luna trecută la Berbeș, parcă și la Pești. La un moment dat poate aveți acolo planete. Este o dragoste unică pe care o întâlnești odată în viață sau odată la câteva vieți. Dar numai pentru cei care rezistă la aceste ape tulburi. Numai pentru cei care trec prin acest portal. Numai pentru cei care aleg dragostea, nu banii și în primul rând nu fricile. În primul rând nu fricile. În spatele acestei, ia uite, iar alege dragostea. Sunt aproape asemănătoare, mici nuanțe. Și, mai presus de toate, aveți credință. Ce înseamnă Jupiter? Să aveți credință. Sunteți o zodie care sunteți chemați la spiritualitate și, în primul rând, la a manifesta credință. Și, din acest motiv, trecem
Prin încercări, prin ape tulburi, tocmai ca să ni se testeze credința în dragoste, în Dumnezeu și în această unică dragoste. Știți că îmi place foarte mult cartea asta, din tot setul acesta de cărți. Acel om pe care îl simți ca fiind propria ta ființă în momentul în care îl îmbrățișești și îl săruți, simți că nu mai ești om, simți că ești fărâmă de divinitate și îți dai seama că sărutul sau dorința noastră de a face dragoste, nu sex, este o manifestare specială, sacră, necesară în felul în care ne demonstrăm dragostea. Nu putem să facem aceste gesturi decât cu persoane unice sau, mai bine zis, cu această unică persoană. Nu doar că e specială, este unică și este adevărată relația. Vă apropiați, în cazul în care nu sunteți, vă apropiați de această energie, dar trebuie să ieșiți din frică și să vă îmbarcați în această călătorie. Poate nici măcar unii nici nu v-ați îmbarcat. V-am zis, poate să fiți singur, poate să fiți într-o relație cu cineva. Sau să vă gândiți că, da, chiar dacă persoana este dincolo de portal, să vă gândiți că de acolo vă transmite energia aici, în 3D, prin încercări și voi, de fapt, nu sunteți singuri, sunteți împreună cu ei. Înțelegeți, da? Că asta face marea dragoste. Și posibil și ei au trecut prin asemenea situații. Și de-aia știu să vă transmită ajutor și binecuvântări de acolo de unde sunt. Am stecat cărți. Ia uite, Marea Preoteasă, Marea Preoteasă, dacă nu e semn de apă, pești, rac, scorpion, dar un semn evoluat. Este un mare profesor, da? Cineva care citește cărțile, tarotul, practică reiki, practică un alt fel de spiritualitate, nu cea tradițională. Practică multe lucruri care țin de mister, de ezoterism, Marea Preoteasă. Ce este aici? Și Regele de Spade? Un semn de aer? Ce legătură are? Puteți să-mi spuneți? 8 de cupe, vă îndepărtați emoțional sau vine cineva? Vine cineva în secret? Poate să vină înspre voi. Știu. Acesta poate să fie un avocat. Și voi lăsați în urmă poate un rac sau poate niște chestiuni care țin de tradiții de casă care nu au fost tocmai pozitive, că lăsați cupele cu pelin în spate. Acesta este un avocat pentru unul dintre voi, poate să fie și doctor, da? Dar ce este între, da? Tăiați, eliberați emoțional și tăiați cu acest trecut. Și asta pentru că v-ați conectat sau începe să vă conectați la intuiția voastră și dacă nu. În paralel, unii dintre voi încercați să învățați mai multe lucruri, să vă dezvoltați această latură. Eventual sunteți în legătură cu o persoană de genul ăsta. Ok. Am zis că le tai. Ok. Hai să vă și arăt cum le tai. Să nu cumva să comentați, că le așez eu cumva, că n-am altă treabă. Săgetător, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Săgetător. Octombrie 2019, ce avem? Ce aveți? Iar n-a mai apărut și luna trecută sau mi se pare mie? 5 de bâte, conflicte. Conflicte în mod special interioare sau, de fapt, cred că și cu vecinii, cu familia, cu frații, cu surorile, cu mama, cu tata. A mai apărut și luna trecută, dacă nu mă înșel, vă rog, aduceți-mi aminte, că nu țin minte etalările. Și pentru că intru într-o anumită stare, de multe ori uit și ce am spus acum o oră. Nu stau să rețin poziția cărților. Decât poate, cine știe, anumită carte să mi se așeze într-un anume fel în memorie. Voi, semn de foc, aveți conflicte. În context bun poate să însemne și joacă și creativitate, că e casa a cincea, evident, dar adesea reprezintă conflicte și nevoia de schimbare, de a merge către șase, către viitorii, că asta e ideea cu cinciul.
Cinciul e contradictoriu și necesită schimbare. Către 6 sau către 4, către stabilitate, 4 de bâte, sau către 6, victorie. Eventual, o victorie care va duce în fața publicului, pentru cei care lucrați, evident, nu pentru oricine. Provocarea 3 de monede. Provocarea este să colaborați cu cineva. Știu, este un 3, dar până să le desfășor pe toate cărțile, mă gândesc acum la colaborare, la creștere. La teamwork, muncă de echipă. Interesant cum mi-apare acum această carte. Aceste două monede, a treia, încă două, încă trei. Deci ca și când ați pune cărămizile, da? Știți cum se pun? Una lângă alta și una, da? Între. Puneți bazele, sau ar trebui, asta ar fi provocarea, să puneți bazele unei vieți stabile. Treiul are oarecare stabilitate, dar și creativitate față de patru, că și patru e stabil, dar nu e atât de creativ, nu tinde către cer, să tindeți să vă ridicați, să vă dezvoltați. Nu să rămâneți pe o direcție liniară, da? Să tindeți către a ieși din plan, nu respectiv și apoi din alt plan, din alt plan. Aici e partea creativă a cinciului de bâte. Muncă. Muncă. Hai să vedem în trecut îndepărtat. 8 de monede. Tot muncă. Tot muncă. Posibil prin august ați reușit să transformați ceva. Ați reușit să lucrați cu anumite lucruri și să le transformați într-un mod frumos, să vă descoperiți noi abilități, manualitate, eventual chestii care țin de manualitate, de concept, de transformare, Pluto. E un trecut îndepărtat. Poate ați lucrat într-o direcție, într-o relație. Rămâne de văzut să vedem cum se așează cărțile. Oricum, e muncă. Poate să fie cel mai devreme prin august. Ați încercat să vă implicați într-un parteneriat? Poate. Poate trei de monede, printre altele, sunt și discuții, că trei înseamnă discuții despre muncă, despre stabilitate, eventual versus creativitate, eventual conflict interior. Ce înseamnă? Ai conflicte, partea frumoasă a celor care au experiență de viață este că atunci când au conflicte, știu să se ducă în muncă. Și să transforme, da? Să transforme conflictele în chestii creative și stabile. Nu știu pentru cine o fi mesajul ăsta, dar e pentru cineva. Așa am simțit nevoia să zic, așa v-am transmis în trecutul apropiat. Regele de monede. Pentru unii, nu pentru toată lumea, evident că nu toată lumea are de-a face cu acest rege de monede. Iar semn de pământ. Capricorn, Taur sau Fecioară, dar nu este orice fel de... Aceștia pot fi oameni simpli, Capricorn, Fecioare, Tauri, dacă ar fi să fie oameni. Aici mai degrabă ar fi un om, aici deja e o echipă, v-am zis. Sau un trio la locul de muncă pentru unii.
Sau nevoia de a colabora, v-am zis, vă repet că poate uitați ce am zis mai devreme. Acesta este într-adevăr un om. Nu doar că e în vârstă, sau de mai bine e matur să nu zic în vârstă, e matur, că cel mai în vârstă ar fi împăratul. E matur peste 45-50 de ani. Nu doar. Dar acest om nu este orice fel de om, nu e muncitor în fabrică. Să țineți minte, da? Nu încearcă de-abia acum să-și descopere unele abilități. Le-a căutat în trecut și în ultima vreme a ajuns la mari reușite, la o stabilitate deosebită în societate. Poate să fie și femeie acest rege de monede. Ideea este că, în general, regii nu sunt foarte combativi. Ei așteaptă să vină. Reginele ar fi un pic mai combative decât regii. Un pic. Dar nici regii, nici reginele nu avansează ei, eu știu ce relații, așteaptă să vină lumea la ei. Pentru că acest rege este înțelept. Are experiență de viață. Știe să facă bani, e ordonat, are managementul în sânge și simțul valorii. Poate în trecutul apropiat, inclusiv acum în prezent, dar în trecutul apropiat ar fi trebuit sau ați avut o discuție cu acest rege de monede. Poate e un ideal, poate imaginea unui tată ideal sau unui șef ideal. Cu care ați putea să comunicați, da? Oi, fiți bine, să comunicați și să colaborați ca să ieșiți din aceste conflicte. Mersi, inspirație. Și puteți să colaborați cu ei doar dacă ați muncit și ați descoperit niște abilități. Altfel, nu vă duceți neîndemânatici în fața lui, că vă faceți de râs. În fața regilor și a reginelor, ne ducem cât mai respectuos și cât mai pregătiți. Altfel, s-ar putea ca discuțiile să nu fie discuțiile, da, despre muncă, să se transforme în conflict. Și mai ales interior. Viitorul îndepărtat. Ha, ce frumos! În sfârșit cupe. În sfârșit cavalerul de cupe. Cineva vine, dar haideți să vedem, așa e crucea cu viitorul îndepărtat acolo, ce este viitorul apropiat. Săgetători. Faetonul. Un rac. Deși nu e obligatoriu. Teoretic ar trebui să fiți voi care ieșiți din conflict și vă hotărâți să colaborați, pentru că de la 3 mergeți înspre 4, stabilitate, și faetonul reprezintă casa 4 a racului. Înțelegeți? Și dacă voi vă hotărâți să vă luați experiență, eșecurile, pierderile, gândurile negre, le transformați prin muncă, evident, gândurile trebuie transformate în muncă și în ceva frumos. Deci, luați inclusiv greșelile și le transformați în câștig, în reușite, în înțelepciune, în lecții învățate. Deci vă luați plus și minus. Partea voastră mai întunecoasă, mai slabă, slăbiciunile și tăriile și calitățile. Și plecați determinați înspre ce am zis că merge faetonul? Înspre stea, înspre ori vindecare, deși deocamdată nu arată a nevoie, dar poate pentru unii o fi nevoie de vindecare emoțională de un trecut. Dar în primul rând, steaua înseamnă destinul nostru, da? Destinul nostru. Vă hotărâți, așa ar fi frumos, să ieșiți din aceste conflicte, să colaborați cu cine trebuie și să vă mobilizați cu toate forțele către împlinirea destinului vostru. Eventual să vă creați o familie
că reprezintă racul, dar mergeți de la 3 la 4. Asta dacă vă lăsați îndrumați de cine? De un om care știe să vă îndrume. Regele de monede, dacă el nu știe cine, să știe. Despre familie, despre stabilitate. Și în momentul în care faceți acest lucru, apare în viața voastră și o persoană doritoare să împărtășească emoțiile cu voi. O ofertă de dragoste. O fi una și aceeași persoană dacă faetonul nu sunteți voi, nu vreți voi să preluați. Mie îmi place să vă spun energia ca să știți și cum să lucrați în mod personal. Dar poate să fie o persoană, un semn de rac evoluat, descris cum l-am descris mai devreme, care în timp, într-un viitor îndepărtat, vă face o ofertă sentimentală, senzuală, emoțională. Poate, pentru unele doamne, să fie una și aceeași persoană care vrea să colaboreze cu voi. La locul de muncă. Haideți să vă arăt și crucea cum arată, da? Vedeți? Aici e cavalerul de... Arată interesant. Aveți deja două arcane majore și un rege. Energie intensă și regele. Un personaj important. Un profesor. Un director. O persoană care angajează alte persoane. Dacă sunteți voi, cu atât mai bine. Dar interior voi aveți acest 5 de băte. Niște conflicte. Am zis că s-ar putea să nu fiți voi. Voi să trebuiască să ieșiți din conflict și să mergeți. În fine. Sfatul este să încercați să vă echilibrați, pentru că se pare că nu sunteți echilibrați. Cel puțin financiar. Dar, în general, când nu suntem financiar, nu suntem nici emoțional. Aceste monede pot să reprezintă persoane, relații. Dar, adesea, joburi, hobby-uri, abilități, nu știți pe ce direcție să merg, pe aia sau pe aia. Și pentru că nu știți, fluctuează și emoțiile în spatele vostru. Chiar dacă voi vă concentrați pe, încercați să vă concentrați pe chestii practice, de-aia e și sfatul, încercați-vă și alegeți. Alegeți ceea ce știți să faceți mai bine ca să mergeți mai departe. E momentul dinaintea plecării faetonului. Că și faetonul stă și se gândește și pe urmă se decide. Le ia pe amândouă, dar le aduce în echilibru. Câte monede, numai la bani vă gândiți. Sau la stabilitate. E clar că aveți, ăsta e sfatul, aveți nevoie. Pentru că aveți conflictul, vi l-am arătat mai devreme. Exterior. Wow! Puiai, ce frumos! Vine cineva din exterior. Chiar dacă nu vine, poate este în preajma voastră. O persoană, semnul vărsătorului sau planete în vărsător, adesea persoană publică care... S-a vindecat, știe ce înseamnă un proces de vindecare, știe ce înseamnă împlinirea dorințelor, da? Și dacă voi sunteți aici, vă ajută să vă descoperiți destinul sau să vă apropiați de ea, dacă asta vă e intenția. Foarte frumos. E din exterior o persoană. Generoasă emoțional, dar care își păstrează o zonă emoțională doar pentru ea sau pentru el și persoanele apropiate.
Și de acolo ea și dăruiește și restul, dar are o zonă emoțională pe care o întreține continuu, cu emoții curate. Este foarte deschisă persoana aceasta. În sensul că este sinceră. Și cu voi și probabil că și cu restul oamenilor. Poate că o fi aceeași persoană sau cu ajutorul acestei persoane reușiți să vă vindecați, cavalerul de cupe poate să însemne și vindecare, da? Dacă e aceeași persoană, da? Că și aici sunt ape și aici sunt ape, da? Eventual, cavalerul de cupe poate să fie doar comunicare, călătorie către... O satisfacție emoțională către a face un lucru care vă aduce bucurie, pace, plăcere emoțională, nu senzuală sau fizică. De ce vă este frică? De trei de cupe, de un trio. Că o fi semn de apă, posibil să fie acest trio de la locul de muncă sau pur și simplu, dacă nu e de la locul de muncă, e un trio. Vă este teamă. 2 de 3. Vă este teamă unora că nu vă veți întâlni cu sufletul pereche. Pentru că 3 de cupe înseamnă și întâlnirea cu sufletul pereche și materializarea într-o singură cupă, într-o singură relație. Acum aveți totuși un cavaler de cupe în viitor apropiat. Însă o călătorie, o întâlnire, o comunicare emoțională cu cineva, poate chiar o ofertă. Că o dați voi, că o primiți de la persoană la persoană. Oricum, trei de cupe, să fie și bucurie. Poate nu mai știți să vă bucurați. Nu mai știți să vă întâlniți cu prietenii. Din cauza acestor conflicte interioare și griji pentru bani și muncă și jonglatul între una și alta, ați uitat să vă bucurați unii dintre voi. Unii. Deși sunteți semn destul de optimist. Dar pentru majoritatea bănuiesc că este vorba de un trio. Vă este teamă de un trio. În care sunteți sau să nu intrați. Sunt semn de apă. Ce vă doriți? Vai, regina de monede. Eventual, că tot aveți, fantastic. Regele de monede și regina de monede. Să intrați pe această vibrație și să manifestați acest cuplu divin, într-o formă sau alta, pentru că fiecare poate să fie mai la început, la mijlocul călătoriei sau aproape de final. Depinde de la om la om, unii sunteți mai tineri, alții mai în vârstă, unii aveți un ascendent, alții aveți alt ascendent, unii o lună, alții altă lună, da? Dar în principiu vă doriți să intrați pe această vibrație, acest cuplu stabil, creativ, puternic. Ori v-ați dorit în ultima vreme să deveniți voi așa, chiar dacă sunteți departe de ideal, sunteți în fazele de început. Poate chiar și mai mult încă aveți conflict interior, cum să materializați monede, dar să materializați aceste lucruri. Și vă doriți, da, cândva, cât mai repede dacă s-ar putea, să vă întâlniți cu această persoană, femeie sau bărbat, cu care, da, ziceți și voi, arătați perfect. Creativ, vă apreciați unul altuia valoarea. Persoana abundentă, creativă și ea. Regele de monede nu e atât de creativ, dar este un bun organizator. Contabil. Nu neapărat contabil, dar știe să-și contabilizeze resursele. Să investească. Tot ați avut șapte de monede la început. Asta vă doriți. Poate să fie o dorință pe viitor. Vom vedea. V-am zis, de la unul la altul depinde de hartă, de vârstă,
de experiență, de familia din care veniți, ce ați învățat. Regina de monede. Dacă vreți să fiți voi această persoană, chiar dacă sunteți bărbați, este o persoană creativă și iar avem 5 de bâte, da? 5. Dar aici s-a materializat creativitatea. Este o persoană cu înțelepciune. Este în jur de 35-45 de ani. Și ea cu... Poate vă doriți să vă întâlniți cu această persoană. Poate fi una și aceeași persoană, că tot vine din exterior, da? Și vă doriți să călătoriți mai aproape de această persoană. Posibil să fie aceeași persoană, pentru că și Regina de Monede este o persoană foarte importantă. Poate o vedeți ca pe mama sau soția ideală. Frumos, frumos. Acum vă luați mesajul în funcție de situația voastră de acasă, de la muncă, din... Da. N-aveți cum să ajungeți acolo până nu lăsați în spate acest ciclu. A fost lumea mai devreme? Asta înseamnă cheiere de capitol. Acesta este un ciclu de mari trădări și suferințe și probleme și boli și deziluzii și tot ce vreți. În primul și în primul rând mental. Poate unele nici nu sunt chiar atât de importante, dar voi vă consumați aici. Și vă adăugați energie negativă și vă îmbolnăviți pentru că vă gândiți la una și la alta. Bine, evident că au fost unele și trădări adevărate, dar înainte de 10 este 9 și 9 se zice că sunt multe iluzii, multe griji nefondate. Probabil că s-a mai adăugat încă una, așa cum gata, trebuie să încheiați acest capitol. Puf! Era ok până să apară asta. Chiar și 5 de bâte era acceptabil până să apară această carte. Dar avem un 8 aici în trecutul îndepărtat. Poate persoana aceasta vă inspiră să munciți. Este și de inspirație. Cu steaua, steaua inspiră. Să munciți, să vă transformați. Ca să ajungeți la stabilitate, să ajungeți la o poziție de autoritate. Că nu e suficient doar să avem stabilitate. Trebuie să devenim cea mai bună versiune a noastră. Materială, profesională, sentimentală, spirituală. Da? Probabil că steaua aceasta vă inspiră. Vă ajută într-un fel. Și iar, dacă există cineva totuși cu planete învărsător, pentru că e semn de aer, e posibil să vă fi rănit într-un fel sau altul și să fie adăugat la rănile pe care le aveți. Dar... știți cum e? Că nu musai că e picătura care umple paharul, ci este un bine care, pe care nu-l vedeți. Poate să vă critique sau să vă spună ceva care vă doare, dar vă spune un adevăr sau ceea ce înțelegeți din situație vă ajută să vă ridicați, înțelegeți? Da? Trebuie să renașteți. Să începeți să manifestați asul de spade, minte lucidă, rațională, clară. Ca să puteți să aveți de-a face și cu conflictele, ca să puteți să colaborați, că nu e vorba doar de muncă fizică, trebuie să vă implicați și mental într-o echipă, da? Și ca să ajungeți cu o minte clară în această poziție, pe care cineva totuși vă inspiră. Că e bărbat, că e femeie, nu contează. Cineva totuși e în preajma voastră și vă inspiră. Pentru unii poate să fie o căsătorie, o trădare în căsătorie sau niște dogme care v-au ținut terorizați, din care trebuie să ieșiți. Din care trebuie să ieșiți. Vai, ce frumos aici sunteți voi, varianta bună. Asta e spiritualitate, asta este dogma. Asta e Jupiter.
Varianta frumoasă, că varianta negativă este fanaticul. Dogma, tradițiile care vă fac rău. Trebuie să ieșiți. Eventual puteți să ieșiți prin credință, poate un preot. E bun, există și varianta asta, să nu o prezint doar pe cea negativă. Există și varianta că poate printr-un preot, prin biserică, mergând la biserică, dar nu într-un mod dogmatic, ci să fiți conștienți de energia de acolo, da? Și în paralel să lucrați și voi cu energia voastră, să lucrați. Învățați de aici. Iar e echilibru să vă echilibrați emoțiile din spate ca să puteți alege. Probabil că mai întâi trebuie să temperați apele și apoi veți putea alege. Practic, ce aveți de făcut. Frumos! Asta e, nu se poate fără durere, că e mai mare, că e mai mică, dar durerea trece. Și dacă există durere, există și vindecare. Am în două cărțile, și Temperanța și Stea, vorbesc despre vindecare și Cavalerul de Cupe. Am zis la început că nu știam exact dacă e vorba de vindecare. Probabil că totuși intuiția mi-a șoptit ceva. Da, iar cineva stă, trebuie să stea să mediteze, eventual să vorbească cu îngerii, până și ia Asul de Spade. Un pic de izolare. Nu este călugărie, dar unii, poate încă sunteți, dacă n-ați terminat, într-o călătorie spirituală destul de întunecoasă, în descoperirea luminii, a stelei. Și faetonul și, interesant, da? Și racul și fecioara. Și faetonul și eremitul caută steaua. Amândoi. Fiecare într-un fel. Unul practic, chiar se duce, ia mașina, ia calul, cavalerul de cupe, da? Pe vremuri. Acum nu mai poți să iei calul, poate că ai putere, motocicleta eventual, bicicleta sau pe jos, trenul, ce vrei tu să iei, ca să ajungi la stea. Acesta caută steaua înăuntru, nu în afară. Dar, evident, inspirat de cineva. Interesant, foarte interesant. La capătul acestui set de cărți aveți 4 de monede. 3, am vorbit de 3, prin creativitate teoretică ar trebui să vă echilibrați. 2, 3, 4. 2 la sfat. Echilibrați-vă. Aveți putere. Poate există totuși un suflet pereche, o persoană pasională, creativă, ca așa e Regina de Băte, autoritară, întreprinzătoare, care practică, nu musta imagina, magia, ci studiază și ea chestii ezoterice, are o pisică neagră, da? Un suflet pereche cu care vorbiți și care într-un fel sau altul vă dă putere. Poate că voi trebuie să vă temperați și să creșteți în această relație. Oricum este o relație. Cred că mi-aduce aminte de steaua, da? Care vine din exterior și vă ajută. Ajută acest leu să iasă dintr-un 3D care nu este prielnic. Sunt niște tipare. Dragii mei, haideți să facem un pic pe scurt ce energia sexuală dintre voi și cine vreți voi, că deocamdată aceasta a fost o, se pare, destul de generală prezentarea. Să vedem totuși energia sexuală dintre voi. Cavalerul de Bâte, ați putea fi voi. Adesea asociați Cavalerul de Bâte cu Săgetătorul. Este și un cal, e nevoia de mișcare, de aventură. Hai să și tai. Săgetător. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Săgetător. Ce vă doriți? O justiția. Aveți probleme. A fost avocatul. Am zis, a fost regele de spade, a fost, da? Dar acum e o chestie, trecând peste asta, este o citire intimă și vom vedea cum o să citesc, ce vă doriți, de ce vă este frică. Ce-și doresc ei? Și de ce le este frică lor? Pentru cine o fi, nu știu, evident că nu e pentru toată lumea. Aici iar Regina de Monede, cineva care o adoră. Dar
Nu știu de ce nu se simte suficient de valoros să se ridice la nivelul ei. E chestie de muncă. Faetonul ar vrea să meargă înainte. Să stea de vorbă. Până atunci are fantezii. O să-i spună despre fantezii. Ia uite, iar steaua. S-ar putea iar să fie aceeași persoană. Așa văd. Interesant, foarte interesant. Să-i spună cât a visat la ea și că ea îi împlinește toate dorințele ea. Sau el, evident. Discuții. Faetonul, mobilizare fizică. Ce vă doriți voi? Justiția. Arcană majoră. Ce-și doresc ei? Sper că nu moartea pasiunii. Cred că moartea controlului, pentru că ei au în locul fricilor puterea. Trebuie să se tempereze. Repet, nu știu pentru cine este această etalare. Pe când voi în frică aveți asul de monede, un început de relație stabilă, poate încă mai aveți probleme în tribunal și până atunci vă este teamă că nu puteți manifesta această nouă relație cu cineva. Că o fi semn de pământ, că o fi alt semn, nu contează. Iar ei își doresc transformare, renaștere, prin această relație, eventual prin actul intim care se poate întâmpla între voi. Și le este teamă că nu se pot controla. Sau că trebuie să se controleze prea mult timp. Probabil până vă rezolvați voi echilibru. Trebuie să ajungeți voi într-un echilibru emoțional ca să puteți manifesta. Manifestarea ține de monede, da? O nouă relație, un nou început. Frumos, stabil, de lungă durată. Iar e transformare. Aici este justiția numărul 8. Transformare. Este o spadă. Trebuie să comunicați despre echilibru, despre transformare, despre nevoia voastră. Interesant, ce frumos. Aici este 8, transformare, justiție, și aici este transformarea în sine. Moartea, da? Pe 13, poate, ei renunță la o veche relație, renunță de